Ați avut Sau să... proces de judecată azi? Da, sunt afară la judecătorie, săracă și judecătoria, săracă și... Deci, săracă de judecători. Am, da, am avut proces astăzi pe cauza, adică contestația secretariei Dimintania, cea care mi-a pulverizat cu spray în ochi încă în 22 noiembrie 2023. Și ce vă pare, eu tot am depus, deci ea totuși a fost amendată. Bună ziua! A fost amendată conform articolului 78, deoarece medicul legist a constatat și prima și a doua oară leziuni. Da, este scris acolo neînsemnate, așa au ei, deci niște reguli, când se califică neînsemnate, când se califică grave, dacă îmi scotea un ochi, atunci era grav. Dar dacă mi-a pulverizat, aceasta se consideră neînsemnate. Deși eu până în ziua de astăzi chiar am trecut investigații medicale și s-a constatat, dar și se vede că dimineața ochii tare, tare, deci prolența este pronunțată. Și deci Dar de ce se examinează abia acum? De când e amenda? amenda e de prin martie. În martie i-a pus-o a doua oară, deci în martie i-a întocmit proces verbal, bună ziua. I-a întocmit proces verbal de zi, dar este pe rol ședința și o fi este pe rol cauza. Am contestat și eu respectiv cu avocat. Dar ce se întâmplă? Ce vă spuneam că e săracă clădirea, săraci, săracă și în judecători? Nu sunt judecători. Bună ziua. Păi, cum nu sunt dacă au numit termen și v-au chemat azi la proces? Păi, dar din martie și până în iulie, mă scuzați asta, cât termen trebuia să dureze? Este vorba despre o cauză contravențională care se examinează și el e prioritar. Nu poți să amâi așa. Și deci astăzi ședința a fost, s-au conexat, s-au împreunat ambele contestații și a mea și a Taniei Dimin. Ea are avocat ales. Dar Ea matai nu... cerut pedeapsă mai mare sau de ce ai contestat? Da, desigur, eu am solicitat ca să fie pornit cauză penală. Deși acest lucru trebuia să-l fac polițistul din start atunci când dar polițistul a fost Nicula Artur, cel care în 22 noiembrie a mușamalizat, m-a mototolit. Acolo el scrie că se remite în arhivă și că n-au fost plângeri și Dimintanie acolo scrie că eu am venit la primărie și n-au fost plângeri din partea mea, precum că... Deci vă dați seama. Dar pe când atunci, în 22 noiembrie, medicul legist stabilește, vă zic, este scris, stabilește, deci cum să... neînsemnate, vătămare Leziuni, neînsemnate. da. Leziuni, dar neînsemnate. Ca după eu am mers, atunci eu n-am putut să merg la medicul și legist și oftalmolog. Eu după am luat tratament la medicul oftalmolog. Și ea a fost audiată în primul caz, când, deci la data de 5 aprilie, da, la 5 aprilie, prima instanță a admis contestația mea. Ea a fost audiată, ea recunoaște că a pulverizat în instanță, vă dați seama. Și A deci pulverizat în primărie, dar recunoaște în instanță. a recunoscut, este Da. audio probă care ea Bun, și recunoaște. când așteptăm o soluție în dosarul comasat? Când? La primăvară. Pentru că dacă judecătorul acum el ies în concediu și data de 23 august este fixată ședința. Vă dați seama cât de indignarea care e, că nu sunt judecători și nu se examinează și justiția la noi stă pe loc. Și infractorii sunt curtați, sunt protejați până la urmă, că da, și pe dânsa o apără un avocat. Și ei sunt curtați, protejați și, adică, mâine pui mâine, dacă dăună, adică după la data 29 decembrie, asta Irizan, nu, Cojocari Natalia, indignată iarăși, mi-a grepanat mâna să-i închid ușa. Primarul ieri m-a înjurat, o dovedit și m-a înjurat dimineață, cu toate că el e revenit la lucru. Și este o, știți cum, o cârdeșie, sau eu nu știu cum să o mai numesc, de a insulta, de a ofensa vicinuși consilierii.
Pare încurajare, dar nu cred că e foarte plăcut să fii chemat în instanță. Cum ai zis, Matama, ieri erau ciucuri acolo, stăteau ca păsărelile pe sârmă, toate deranjate de la lucru. Nu cred că ar vrea să mai repete chestia asta, decât dacă e responsabil să plictisesc la servici, vor mai des la judecată. Da, vă spun că păcat că n-am făcut o fotografie 3 de o parte. Da, atâtea glume, atâtea chicote, atâtea epitete, cu arome, cu, știți, eu chiar le-am văzut că au fost ca o distracție și niciuna, absolut niciuna în dosar nu a recunoscut, deci că, fiind audiate acolo avocatul Cojocari Natalia, una și aceeași întrebare dădea, cât am stat, ce a fost, și el n-au văzut violență, n-au auzit, deși video se vorbește, e când eu strig, eu zic, nu ne veniți în mâna, nu, se Păi vede dacă în video. este probă video, nu înțeleg de ce au chemat atâtea martori. Iată, așa au vrut și Ca instant. să-i rupă de la lucru, să se destreze. Să-i rupi de la lucru și să întinde termenul. Asta e. Dar știți cum, deja Bujica o să le pedepsească, că eu dacă am deschis ușa în primărie, adică la biroul lor, nu i-am deschis poarta personală, nu i-am deschis ușa personală ca să văd eu ce face ea. Încă o dată vă zic că păi pură, e pură și e clară încurajare la acțiuni violente. Deci nu au în fișa postului ele să mănânce acolo, să spulverizeze până la urma urmei. Păi, ce asta Am văzut este? și în comentarii în grupul cela zic, dar ce n-avem voie să sărbăm la primărie? Nu prea aveți voie, nici la primărie, nici la școală, nicăieri. Nu se admite, vă dați seama. Și până la urmă, dacă ești într-o instituție publică și dar n-ai teamă până la urmă, chiar dacă servești, deci dacă este o prescripție, sau cum zic eu, a primarului, da, avem învoire de primar și da, poftim, haideți să sărbăm sfârșitul anului cu toată lumea, toți care intră, dar ei au închis-o și plus asta, de ce ele am deschis-o, vedeți? Singur, da, eu am deschis-o, nu zic că n-am deschis-o, dar nu trebuia să abuzezi, să te ascunzi, să urezi cu țolul în cap, cum ar fi. Sau aveau să bie acolo ceva și să închidă ușa. Dar până la urmă eu îmi fac impresia că totuși acțiunile astea Natașei Cojocari au fost sub presiune, sub influența băuturilor alcoolice, pentru că ele erau foarte vesele, foarte distrate. Atunci ați văzut cum, că ziua aceea am făcut două videouri. Îmblau ca ardeiul, pregăteau mesele, au venit de acasă cu cadouri, dar asta este. Eu n-am Acum văzut nu mai chiar. poți demonstra dacă n-ai chemat poliția și n-ai cerut să constate asta, deja nu mai poate fi demonstrat că erau sau nu afumate, aghezmuite. Erau destul de vesele, eu bănuiesc, erau destul de vesele, ce să... Poate că era sfârșitul anului și au avut toate sporuri la leafă și prin decizie cei care au constatat-o revizorul, cu toate că am arătat și această prescripție, de multe sunt de vorbit, dar eu oricum voi fi curând la audiență la Recean și respectiv am luat legătura cu consultantul domnului Recean, voi transmite toate, într-adevăr, aceste lacune, aceste ilegalități, inclusiv și dumnealui, ca să trimite el aparatul său, din aparatul său, el are așa posibilitate ca să trimite din aparatul său o inspecție în teritoriu, deoarece noi vedem schimbări în teritoriu cu un primar de al cincilea mandat. Noi nu vedem schimbări care să zicem, wow, ia uitați ce a făcut, luând în comparație cu alte localități, fie Slobozia Mare, fie Brădulinii Vechi. Eu când văd atâtea lucruri făcute primari care doar sunt la patru mandate, la două mandate, dar aici noi ne elogiem și el ne înjură la pătrat pe toți și încurajează la lucruri, deci la acțiuni violente. Dar asta e, trebuie să așteptăm. Și apropo, am să mai depun la președinție că îi spuneam astăzi președintelui judecătoriei să înainteze cereri, să numească judecători, totuși noi până la urmă suferim. Suferim și din faptul că ne pulverizează, ne agresează, dar sunt așa niște cetățeni mai băgăreți, așa să zic eu, că hai, lasă-mi zic cum vrea. Dar nu trebuie să mă agreseze și poftim, noi venim la instanță și n-are cine să judeci cauza. Clădirea îi va de
Curighiuie, vă spuneam, dacă mă duc dintr-un zbarăt acolo, 6 și ăștia. Cam Asta nu așa era. sunt toate judecătoriile raionale. Unele au mai fost reparate. La Taraclia sunt frumoase, sunt e o clădire frumoasă, dar la noi vă spun că e de... Și iată cum e treaba. Am zis, am declarat, vă rog, înregistrați și publicați. Vă zic sănătate! La revedere!